Postul și rugăciunea biblică și eficientă are în primul rând, ca și scop, transformarea noastră. Asta este scopul rugăciunii și scopul postului. Ca noi să fim schimbați prin activitățile acestea spirituale. Creștinul a ajuns să privească la Dumnezeu ca un fel de tonomat. Iar postul și rugăciunea sunt fisele care le introducem să-L facem pe Dumnezeu să cânte cum vrem noi. Ce cântare, ce melodie avem nevoie să ascultăm astăzi, să auzim astăzi din gura lui Dumnezeu? Băgăm un post, băgăm o rugăciune și cu siguranță apăsăm niște butoane și Dumnezeu va cânta după placul nostru. Cam asta e teologia cea mai comună, cea mai răspândită a postului și a rugăciunii din ziua de astăzi. În Ioan 14, Domnul Iisus spune ucenicilor, orice veți cere în numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veți cere numele Meu, voi face. Și după aia în Ioan 16 spune din nou, adevărat, adevărat vă spun că orice veți cere de la Tatăl în numele Meu, vă va da. Până acum n-ați cerut nimic în numele Meu, cereți și veți căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Textul acesta de cei care sunt neînvățați și sunt conduși de poftele firilor este răstălmăcit deseori. Vedeți? Puteți cere orice și vi se va da. Dar de fapt putem observa că orice cerem după voia lui Dumnezeu, spre slava lui Dumnezeu, El se obligă ca să facă. La care noi am răspunde, păi atunci ce rost are? Ce rost are să postez și să mă rog dacă tot ce cerem și tot ceea ce facem, tot ce cerem și tot ceea ce El face, va fi doar ceea ce El vrea să facă? Ce rost are să mă rog? Și Domnul Iisus ne dă răspunsul și ne spune, pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Scopul rugăciunii nu este ca voia noastră să fie împlinită. Scopul rugăciunii este ca voia lui Dumnezeu să fie împlinită și în felul acesta bucuria noastră să fie deplină. Scopul postului nu este să-L manipulăm pe Dumnezeu în așa fel încât El să fie de acord cu voia noastră, ci să ne transformăm prin aceste discipline spirituale încât firea noastră să fie subjugată și să fim noi de acord cu voia lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu să se facă prin noi. Postul și rugăciunea au ca și scop împlinirea voii lui Dumnezeu prin noi și pentru noi. Rugăciunea Tatăl nostru ne spune că noi trebuie să ne dorim ca voia lui Dumnezeu să se facă pe pământ ca și în ceruri. Voia lui Dumnezeu să se facă pe pământ ca și în ceruri. Nu voia noastră. Noi nu apelăm la Dumnezeu ca El să facă prin puterea Lui voia și poftele noastre. Și noi ne rugăm lui Dumnezeu ca El să facă tot ceea ce vrea El. Și scopul rugăciunii este ca noi să fim transformați, încât atunci când vedem voia lui Dumnezeu realizată în jurul nostru, să ne îmbucure acest lucru.